Bună și bine v-am găsit la un nou episod de Slime Rancher. Data trecută am aflat că Beatrița, fata pe care o avem noi aici, cu care jucăm, personajul nostru, a moștenit o fermă de la tatăl ei și acum este însărcinată cu treaba de a avea grijă de slime-uri pe care le hrănește și cu care obține, cu ajutorul căruia obține plorturi și din plorturile lor, practic, mănâncă-mă. Își câștigă existența, da, plorturile fac adică sunt practic un fel de currency în jocul ăsta, că bănuții sunt dați cu ajutorul plorturilor. Îmi plac Largo slime-urile astea, că efectiv și pur și simplu îmi dau dublu plorturi. Și trebuie să le hrănesc doar o singură dată. 171. Să vedem dacă puișorii de data trecută nu au crescut. Bun, hai să vedem ce questuri avem. Hai să o ajutăm pe asta. 9 cuberiuri. Ok. Tabis, plorturile, să zic că sunt cât de cât ok. Dar nu-mi dă chestii. Oh, 750. Oh my god, trebuie să merg să găsesc cuberiuri. O să arunc chiar alturile, că nu am nevoie de ei. Moss blanket. Ok. Aici mereu știu că am avut o problemă, că știu cum cobor, dar mai greu cum urc înapoi. Și trebuie să urc pe undeva pe acolo, prin spate, pe aici, habar n-am. Dar oare vreau să merg? Mă, găsesc mai multe cuberiuri, adică cât de rău poate fi. Găsim noi cum ieșim. Boom slime. Cuberiuri. Nice, nice. 6, 7, 8, ok. Puddle slime. Oh my god, ador. Dă-te. Oh, doamne, cum iese de aici. Minunea naturii. Briar hen. Nice, te rog, cuberi. Puh. Fever cuberry uderus. A, uite un pod. Dar pe aici nu e vreun cuberry tree sau ceva? Da, știi, mai bine cred că mă întorc acasă. Întrebarea e pe unde? Cred că pe aici o iau înapoi spre casă și poate am mai făcut un copac. Ba nu, am văzut acolo un cuberi. Ăla e un cuberi? Nu știu ce e, dar trebuie să mă întorc. Uite, pe aici un pod. Foarte și pe podul ăsta. A, nu, aici e altceva. Păi stai așa, păi și cum mă întorc, bro? Ok, guys, deci, m-am uitat pe YouTube și aparent îți trebuie un jetpack ca să scap de aici, din Moss Blanket sau cum se numește. Singura chestie este că avem un om care este foarte inteligent și ne-a învățat o strategie cum să scăpăm fără. Dar trebuie să fac Tabby Slime ăsta să stea aici. Te rog frumos. Vino. Am luat asta de aici. Ok. Da, de ce îmi pierd eu? Lasă, că avem timp să luăm. Dar nu mai fugi. Deci, efectiv, trebuie să o pun pe asta și pe asta trebuie să cobor. Să urc. Hop! Na. One eternity later. Poți să te pui puțin mai pe la perete? Mulțumesc. Hop!
Gata, așa am scăpat. Hai să luăm, dacă tot avem posibilitatea, niște plorturi pentru bani. Și o să ne întoarcem aici când o să fie nevoie. Avem cuberiuri totuși. Nu suficiente, dar putem încerca să facem. Vai, dar greu e în ziua de azi să găsești cuberiuri. Că poate dacă dormim, nu se întâmplă mare lucru, gen. Adică nu trece timpul și noi avem cum să completăm nebunia asta de necere de quest. 8 minute! Ok. Așa, și îmi trebuie... Da, biplorturi. Mănâncă. Haide. Nu ți-e foame. Da, Tabi. Plortul. Aia zic. Nu. Hai să mergem repede. Le vindem pe astea. Dormim. Și... mergem să mai strângem un cuberi. Haide, un cuberi, unul singur. Oh, doamne, nu pot să cred. Păi... oh, Jesus, voiam și eu niște bănuți. Haideți, creșteți. Nu, nu înapoi. Crești. N-ai clar că-mi expiră quest-ul până... parcă văd ceva. Uite, e o cutie. Yes. Nu! N-aveam cum să mai merg de acolo, trebuie să mă arunc. Hai să mergem să spargem pisicul ăla. Că mai luăm găini și de pe drum, n-ar trebui să fie o problemă. În cazul în care n-avem suficiente. Dar na, situație. Lucky slime! Oh my god, you're so cute! Băruți! Yes! Ce păcat că nu poți să iei lucky slime-ul. De asta e în firea legii. A, voia să-l mai hrănesc. Ok. Pe bune că nu-ți ajunge. Ei, yo, ce faci aici? Pleacă. Vreau găini. Oare am de un alt top feeder bani sau nu? Deși cred că mai simplu ar fi un plort collector, sincer, că... așa nu mă interesează, că am gardenuri. Ia, mai mâncați, mai mâncați, hai. Ia, un plort collector, te rog. Aoleu, mă chelește de bani! Ai, ai, ai. Da, atât de neplăcut e să stai să strângi după slime-uri. Harpy. Hai că 10 găini ar fi deja prea mult. Te rog eu frumos. Ok, ok, bun. Oh, foarte multe tabi slime-uri pe care o să le colectez. Oh, uite un portal! Un portal de mers acasă. Doamne, ce bine a venit portalul ăsta, că eu chiar nu mai aveam chef să merg. Hai să vedem... ok. Nu! Nu mâncați! Mare asta a fost. Niște heartbeat, găini și un portal de mers acasă. Hai să mergem. Where am I?
What? Pe unde m-ai dus? Oh, wow, superb! Pot să merg înapoi? Oh my god, pot să merg înapoi. Ba, e o zonă nedeblocată a casei mele. Bun, un alt Gordo care a fost explodat. Și din al doilea episod, cum ar fi să facem chestia asta cu în fiecare episod explodăm câte un Gordo? Dar n-aș putea, gen, pentru că e și foarte multă muncă. Nici nu cred că sunt atâția. Știu că aici în Mossy Blanket, uite pe undeva pe aici sau pe aici, nu știu exact, dar trebuie să fie un Hunter Gordo, pe undeva pe aici un Honey Gordo, un Boom Gordo ar trebui să fie și el, dar nu sunt sigură de existența lui. Bani, efectiv. Asta mă interesează, banii. Ar trebui să facem și un de-asta de heartbeat. Da, și să ne chinuim să aducem stone slime-uri, nu? Rock slime-uri. Heartbeat. Da, este mâncarea lor preferată. Păi, bănuiesc că se poate rezolva. Voi o să stați aici și o să creșteți. Sincer să fiu, încă mă gândesc oare ce slime aș putea să combin cu rock slime-ul. Dar parcă aș vrea un slime mai exotic. Boom mi se pare că ar fi prea... și țepii de la rock și exploziile de la boom. Tabi am deja, s-ar putea oricum totuși să fac o schimbare. Dar nu, Honey nu știu. E foarte controversată chestia asta, că ușor cât m-aș gândi ar fi super ciudat. Dar am zis să stau aici, să aștept să se mai spawneze slime-uri. Că la un moment dat ar trebui, ar fi cazul.